meci pe viza a doua și să iei gol din fază fixă, din corner. Adică e vorba de responsabilitate și celul care a făcut marcarea și plus a fost un corner bătut cu piciorul drept, deci și popica s-a dat gol cu latul din 6 metri. Au fost greșeli și la corner s-a acordat cu mare ușurință corner și eu le-am spus asta. Sunt jucător cu calitate în momentul în care comiți o greșeală, le dai posibilitatea, eu știu, să accelereze, sunt periculoși. Asta a fost mai ales atacantul care a făcut un joc foarte bun. Pentru că rapidul la un moment dat nu mai aveau soluții și jucau foarte mult cu pase lungă. Cu pase lungă pe atacant care vede că penalti. Pare corect că este un penalti la nivelul ăsta. Cu spatele la joc, o ținere de tricou, dar ei ce au făcut acolo? Pentru că dar nu numai meciul ăsta, ci în alte meciuri ăsta. Nu e fals să dai penalti așa ușor. E ca și cum am amândut meciul. Deci foarte ușor. Ok, ăsta n-a văzut poate bine, dar cei de la vară, se trebuie la fizică. Poftim? A fost și varul. Păi varul cred că n-a fost. Eu zic că n-a fost. Am văzut faza. Dacă nu vedeam, n-ai cum să dai așa. Deci părerea mea, n-ai cum să dai. E prea ușor. Da, putea fi scorul mai mare, că Popica a avut câteva intervenții. Da, a avut câteva intervenții. Și în portarul lor a avut câteva intervenții. În momentul când iei golul în minutul 47, după aia normal că turiști. N-ar vrea să-ți mai ții de rezultat, să fie 1-0, să nu luăm multe. Normal că noi am ieșit la joc, ei au jucat numai pe contratac. Deci, uitați-vă situația lor numai pe contratac. Pe greșelile noastre sau o minge recuperată, lungă, pe contratac. Băi, când s-a făcut 2-0, era clar că o să ne fie greu. Am avut acum mai mult să ne plângem de o măsară. De mare priză noi am jucat, am pasat. Ok, a fost prezent, chiar le-am pus probleme. Greu a ajuns la poarta noastră, în afară de acțiuni individuale care au fost. Sunteți supărat, totuși vă place dinamica asta a campionatului, a sezonului acesta? Orice se întâmplă, parcă tot aproape sunt echipele. Păi da, pentru că e un campionat echilibrat. Pierzi două meciuri, ești în zona roșie. Câștigi două meciuri, vorbești de play-off. Sigur că nu sunt meciuri ușoare care am avut două deplasări grele. Și la Dinamo, acum avem acasă cu și la Rapid, am jucat la Jurești, acum avem acasă cu Braiova, după aia la Cluj, sunt un calul de meciuri grele. Dar eu cred că ne-am prezentat bine, păcat că facem greșeli. Vorbesc de primul gol, n-ai voie să iei gol din gol. Și mai ales, când aveam un om în plus, pentru că ei nu au jucători cu talie mare. Ei veneau patru inși la careu și restul încercau să facă o combinație. Culmea e că la faza aia a bătut direct, inspirat pe Tila, dar nu aveam voie să luăm un rol. Acasă noi n-am pierdut. E supărarea cu atât mai mare cât a spus și dumneavoastră, previzibilă rapid, adică fază fixă și contraatac. Am avut jucat la care no. Acum ei își urmăresc că și șumii schimbă sistemul cu jucătorii, cu toate că echipa e omogenă, e aceeași echipă două etape la rând, adică au jucat cu aceeași echipă, n-au făcut schimbări. Am stat și noi bine în teren, de nu le-am dat posibilitatea, eu știu, să vă ajung ușor în fața porții, decât cu pase lungi și pe atacant, care într-adevăr a făcut un meci foarte mult și a ținut de minge. A fost probleme mari. El a fost cel care era și, a dat pase la jucătorii care intrau din linia 2 sau din lateral. A fost câteva contraatac, dar din nou.